Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Am și astăzi pentru voi un clip de cumpărături. Ne-am dus în Auchan ca să cumpărăm apă, de acolo o cumpărăm de obicei și m-am gândit să dau o tură și pe la Lidl să mai iau una alta. Așa că o să vă arăt ce am cumpărat de aici din Lidl. Aici am câteva din Auchan, iar la sfârșit o să vă arăt ce și-a găsit soțul meu la o super, super ofertă în Lidl. Haideți să începem, prețurile o să le vedeți afișate pe ecran. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi dați un like și să-mi lăsați părerea voastră în rubrica de comentarii. Voi începe de aici, am cumpărat banane, am luat mai multe, fiindcă eu le folosesc și la terci de ovăz, și la tot felul de brioșe, și la iaurt cu cereale, adică chiar mâncăm, le păstrez la frigider și le scot, așa câte una, câte două. Pentru că am luat săptămâna trecută o caserolă de struguri roze fără sâmburi și au plăcut lui David la nebunie, deci am mâncat singurele o caserolă din asta într-o săptămână, zilnic i-am dat. Am mai luat încă una acum, dar într-adevăr sunt foarte, foarte dulci. Aveau și albi, dar fiindcă ăștia roze au fost dulci data trecută, am luat tot din ăștia. Niște ardei capia. Să-i mâncăm așa, să-i mai pun la tocănițe, la mâncăruri, în salate. Legume congelate cu unt. Astea sunt foarte, foarte bune. 300 de grame. V-am mai zis eu despre ele. Conțin unt aromatizat, mazăre, porumb, conopidă tăiată foarte, foarte micuță și morcov. Dar eu nu le folosesc așa pur și simplu, fiindcă au destul de multe calorii. Fie îi dau celui mic și la el nu mai fac nimic, deci doar le pun în tigaie, fiindcă da, îi dau și celui mic, sunt foarte ok la ingrediente. Fie mai adaug eu niște legume mai slabe în calorii, mai sărace în calorii, le amestec și rezultă o variantă mai sănătoasă, să zic așa. O salată iceberg. O plasă de ceapă roșie, mai am ceapă albă în casă, dar n-am putut să mă abțin să nu iau și ceapă roșie, este preferata mea, 1 kg. Pentru noi am luat și o pungă de amestec de legume în stil mexican, vi le-am mai arătat, ne plac, le consumăm în mod frecvent, o pungă din asta o fac o dată în tigaie cu niște condimente și o mâncăm amândoi, o împart la doi. Am găsit un piept de pui ce arăta foarte, foarte bine, 800 de grame, era redus. Avea o promoție ceva și este pui hrănit cu 70% porumb, 13,39 lei. M-am gândit că voi face niște crispy la cuptor cu fulgi din aceea de porumb, o să mai fac și la tigaie poate și m-am gândit să fac și niște paste cu piept de pui, fie cu sos alb, fie cu sos roșu. Oricum, sunt mai multe bucăți și mie după ce o să filmez acum îmi place să le scot așa bucățele cât știu eu că mâncăm și restul le bag la congelator, restul îl țin în frigider. O cremă de brânză din aceasta de la Pilos, normal, am vrut să iau cu verdețuri, dar era aproape dublă ca și număr de calorii, așa că am luat-o așa, simplă, pentru micul dejun mai mult cu pâine prăjită sau vasa. O plasă de lămâi, am găsit din acestea cu coajă subțire și sunt pline de suc, cred că 500 de grame are plasa. Un mușchi file, era redus, 100 de grame pachetelul. Mozzarella pentru David. 125 de grame, era la fel redus acum. N-am putut să mă abțin și am cumpărat și ceva dulce, o ruladă din aceasta cu căpșuni. Cam așa arată, n-am mai mâncat de foarte mult timp, aveau și cu ciocolată, aveau și cu afine, dar am luat-o pe asta, am zis că era și cu ciocolată și cu ceva fructe, cum îmi place și mie și soțului să împac ambele persoane. Niște chili flakes. Am râșniță din asta de piper și ne place mult. Acum am luat-o cu chili. Nu ne place mâncarea mai picantă. Un lapte cu 3,5% grăsime pentru David. Un lapte condensat pentru cafea cu 7,5% grăsime. 4 iaurțele în stil grecesc. Fie îi le dau lui David, fie mai fac eu cu usturoi și este foarte bun. Pe urmă, am văzut pentru prima dată, dar poate n-am observat eu înainte, a fost un pachet așa cu 5 ciocolățele, 40 de grame fiecare ciocolată. Ciocolata măruie, dar noi am și mâncat una deja, fiindcă era foarte foame și am luat o gustare. Mi s-a părut foarte ok să le iei cu tine, nu știu, un poșetă. În mod normal, toată ciocolățica asta are 200... Ia să văd dacă focalizează...
Da, undeva la 250 de calorii, să zic ceva de genul, dar dacă mănânci jumătate, 100-120 de calorii jumătate. Adică mi se pare ok să o împarți dacă ești la dietă, să zic așa. Și o să-i dau și soțului la muncă, deci o super variantă. 5 au fost pe set. Potele mea din lapte de vacă, fiindcă era și redusă 200 de grame, ne place tare mult. Mai punem în salate. Pâinea neagră rotundă pe care o mai cumpăr, de obicei o țin și la congelator, se păstrează foarte bine și pe urmă o prăjesc, este super ok. Și ca ingrediente, v-am mai zis despre azi, mai văzut-o de multe ori. Brânzică făgăraș pentru paste cu brânză sau pentru mămăligută cu brânză. Cottage cheese, am luat varianta asta normală, fiindcă vreau să-i dau lui David. Amestec de legume pentru ciorbiță, asta este pentru ciorbiță de văcuță, dar eu o folosesc la orice ciorbiță. Folosesc cam jumătate de pachet din ăsta la o ciorbiță și este nelipsit de la mine din congelator amestecul acesta. Un pliculeț de pătrunjel uscat, mai pun în mărcăruri. Aici jos mai am și un șnițel din piept de curcan. Știți că îl mai cumpărăm o dată la 2 săptămâni, 3 săptămâni cumpărăm un șnițel din ăsta. Îl fac pe hârtie de copt la cuptor. Eu mănânc așa în jur de 100 de grame. Cu salată, cu legume, cu cartofi, cu piure, merge de minune cu orice. Am luat și o plasă de cartofi pentru copt sau piure. 2 kg are plasa aceasta. Porumb, fiindcă în ultima vreme nu prea am mai găsit. Porumb dulce, am luat 2 conserve, fiindcă folosesc porumb destul de des. Castraveți cornișon pentru salată sau pentru micul dejun. Macroul acesta fără cap, nu știu dacă vi l-am recomandat sau nu, este afumat, este foarte, foarte bun și am primit o recomandare să îl bag și eu la cuptor și așa îl mănânc acum, la cuptor, cu ceapă, cu pâine prăjită și cu lămâie. Este delicios, foarte, foarte bun. Dacă nu l-ați încercat, cumpărați-l. Mi se pare că chiar săptămâna viitoare o să fie la ofertă, dacă nu mă înșel, o să fie mai redus, parcă. Am mai luat un sos barbecue, dar am luat varianta clasică. Acum, data trecută am încercat cu Master Honey și a fost foarte ok. Acum am luat varianta clasică. Niște roșii cherry, o cutiuță din asta micuță. Am găsit așa, pentru David, deși este pentru 4-6 ani, soțul a vrut neapărat să luăm setul acesta, de 2 bluze, fiindcă au fost reduse la 15 lei. Scrie că este pentru 4-6 ani și sunt helănci cu conținut ridicat de bumbac, arată bine și am zis că nu strică să le avem în casă. Și am mai cumpărat încă o chestie foarte interesantă și mă bucur că am găsit-o, tot 15 lei a fost aceasta. Asta chiar îi se, adică de la toamnă o să-i vină. O jachetuță din asta, din material din acela care ține foarte, foarte cald. Are și fermoar, buzunare. Am găsit 98-104 de la 2 la 4 ani și cu siguranță de la toamnă, așa cum ziceam, o să poată să o poarte. Ne bucurăm tare mult că am găsit-o. Cred că astea au fost. Acum să vă arăt ce am cumpărat din Auchan, câteva lucruri pe lângă apă. Am luat un top din acesta de hârtie, am dat 11 lei pe el. Cuscus de la Panzani, n-am mai cumpărat de foarte mult timp și m-am bucurat tare că mi-a sărit așa în ochi. Acesta poți să-l faci cu lapte sau cu apă și doar torni apă clocotită peste el, îl lași așa la infuzat 5 minute și este perfect. Îmi place tare mult și cu siguranță o să vedeți în clipurile cu mesele săptămâni în continuare, o să-l vedeți că o să-l folosesc destul de des și bineînțeles îi fac și lui David. Am mai luat și un ananas fără frunze, era 5 lei în Auchan, așa că am cumpărat una. Uite, asta e tot din Lidl, dar am uitat să vă arăt. Am cumpărat zilele trecute un set de forme de brioș și alte forme și fiindcă acum am fost și am văzut formele astea cu inimioară, am zis hai să iau și un set din ăsta că nu strică în casă. Sunt 12 pe set, 9 lei setul, extraordinar de bune. Vă ziceam în clipul trecut că eu le-am mai cumpărat și mi-au fost de folos, le folosesc la cuptor, fac o grămadă de lucruri în ele și nu se lipesc. Sunt din silicon, foarte, foarte ok. Deci chiar vi le recomand. Am cumpărat un caietel din ăsta să mai măzgălească David în el, 25 de bani, parcă a fost ceva de genul. I-am cumpărat un pistol din ăsta
6 lei parcă. Și am mai luat pentru ziua lui, să începem să adunăm așa mai multe cadouri, un set cu o grămadă de lucruri de care el este extraordinar de fascinat, așa, utilaje din acestea, excavator, macara, cred că o să fie nebunit când o să vadă, picamăr, deci îi plac la nebunie treburile astea în cărticele și am găsit varianta asta. Voiam doar să vă arăt să vă zic câteva lucruri despre setul acesta. La raft l-am văzut cu 16 lei. După ce l-am achitat, am văzut pe bun că era 27 de lei. Și ne-am dus la recepție clienți acolo. Am spus care a fost treaba și ni s-a spus că a fost un preț greșit, dar au fost obligați să ne-l dea la prețul la care îl văzusem noi, la care era la raft. Așadar, dacă și voi pățiți lucruri de acest gen, duceți-vă la relații clienți, la informații clienți sau cum se numește acolo în față și cereți-l să vi-l dea la prețul la care l-ați văzut voi, fiindcă așa trebuie. Deci am dat 16 lei până la urmă pe el, ni s-a dat diferența de bani și sigur o să-i placă lui David la nebunie. Și acum haide să vă arăt ce și-a cumpărat soțul meu din Lidl la ofertă. Și ultimele trei produse pe care voiam să vi le arăt, un hanorac ce arată foarte bine și calitativ, la material așa mă refer, este foarte calitativ, este un verde închis cu mânecile negre, a fost 30 de lei cu glugă, foarte, foarte ok, dar suntem cei mai încântați așa de costumul acesta de schi pe care și l-a cumpărat. Geaca aceasta a fost 40 de lei și este de o foarte bună calitate. Buzunarele, se vede exact cum este și croit aici, are un recipient din acesta, un, nu știu cum să zic, un locaș pentru telefon și aici la mâneci, uitați cum are, să bagi mâna pe aici și să stai așa cu degetul, na, înțelegeți voi. Glugă la doar 40 de lei a găsit geaca aceasta, o geacă de schi. Vă zic, suntem super entuziasmați că a găsit-o așa de ieftină și a găsit, fiindcă el așa este norocos de fel, și perechea de pantaloni pentru gecuță, tot cu 40 de lei. Pantalonii nu știm sigur dacă o să-i vină, sper să-i vină, să nu fie un pic mari. Dar oricum, cred că se pot strânge pe aici, au elastic la spate, sunt foarte groși, vătuiți, foarte, foarte ok. Aici au și fermoar. Deci chiar vă recomand dacă mergeți în Lidl, uitați-vă după la locul acela cu reduceri, fiindcă au început să bage acum, având în vedere că este început de an, într-un fel. Noi de obicei găsim lucruri super interesante. Dragii mei, acesta a fost clipul de astăzi. Sper că ați rămas cu mine până la final. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi dați un like și să-mi lăsați părerea voastră în rubrica de comentarii. V-am pupat!